La numai câteva zile de la apariția materialului realizat de Open TV, în care arătam lipsa de interes a municipalității față de câteva obiective din administrarea proprie, constatăm că există o deschidere a primăriei față de acest gen de critici. Astfel a fost scoasă la lumină sala nenodidactic, care era practic acoperită de bălării. Mai un pas până se îndură primarul să o și dea în folosință. De asemenea, parcul de lângă riviera a fost toaletat spre disperarea îndrăgostiților care se mai ascundeau și ei de ochii indiscreți. Primăria a mai obținut o bilă albă și pentru faptul că a pus în funcțiune, în sfârșit, fântâna arteziană din sensul giratoriu Petrom. Convinși fiind că primarul Anghelescu ne urmărește și că în urma criticilor noastre uneori caustice remediază defecțiunile din sistem, îi mai plasăm un punct de reper de care să se ocupe. Strada Ierusalim 3000. Pe unul din trotuare nu se poate merge fără să se stârnească roiuri de țânțari din tufișurile care au ocupat trotuarul, iar pe celălalt trotuar sunt parcate autoturisme, deși parcările din zonă sunt pe jumătate goale. Dacă aceste repere și celelalte pe care le tot punctăm de luni de zile vor fi remediate, suntem convinși că domnul Anghelescu nu va mai putea să declare vreodată, cum a făcut-o recent, că, cităm, orașul acesta, dacă ar fi să o iei după legislație, n-ar merita nici măcar statutul de oraș, dar minte de municipiu, reședință de județ. În acest caz, nici domnia sa nu merită să fie primarul acestui oraș, pentru că nu-i așa, nu l-a obligat nimeni să candideze.